Astăzi este luni și este o zi foarte nașpa deoarece a început școala, este 11 septembrie, nu știu cum a trecut vacanța asta, dar trebuie să mergem neapărat la școală și trebuie să le iau și pe Darusel, nu știu ce face, nu știu dacă s-o fi trezit să merge la școală, merg acum la el, repede, repede că trebuie să ajungi la școală, mamă, deci n-am niciun chef de școală, chiar îmi doream să nu mai ajung la școală pe niciodată, ia să, mă, ce face? Bă, ce faci pe calculator la ora asta? Ce cauți acum la calculator? Ce mă joc, frate, mă joc singur, că e un, băi, un, n-a mai fost un decon. L-au mâncat câinii pe Ion, nu știu de ce. Bă, dar să le păi, tu, cum, tu nu știi de ce nu e Ion online acum pe calculator? Tu nu știi de ce nu e? Că eu știu. De dar ce? Tu nu știi ce zi e azi? Nu, nu știu deloc, ia zi-mi ce zi e azi. Bă, dar să le astăzi este luni, 11 septembrie. Asta înseamnă că astăzi este prima zi de școală, dar să le știi să mergem repede la școală. Ce cauți pe calculator la ora asta? La școală? Nu, stai. Rafale sună cit. Gata, mă, Darusele, cum să fii mărăcit? Hai, mă, fiate, mă, Darusele, pregătește-te repede, Darusele, ia-ți toate lucrurile, ia-ți caietele, ia-ți ghiozdanul, că trebuie să mergem neapărat la școală, Darusele, și trebuie să mergem urgent, Darusele, că deja întârziem, deja mai sunt 5 minute și începe școala. Bă, ce faci? Bă, bă, la școală, bă, nu te duci să spargi banca. Bă, Darusele, ce faci, bă, cu hainele astea? Tu ți-ai luat și uniformă, gata, parcă nu erai pregătit de școală, de unde ai tu hainele astea? A, păi, bă, Rafale, bă, deci eu mi-am cumpărat hainele astea pentru chestii speciale și na, acum ca începe școala să mă dau mare, uite, cu burger, cu motocicletă. Da, cu bicicletă, cu motocicletă, cu burger, cu haine. Du-te, mă, de aici, Darusele. Bă, hai că repede că trebuie să întârziem, Darusele. Nu trebuie să întârziem, de fapt. Acum hai să mergem repede, Darusele. Știi unde e școala? Bă, mai știi unde e școala? Știi că ți-am arătat-o pe acolo. Mamă, deci e foarte nașpa că mergem la școală. Chiar nu știu de ce mergem la școală, sincer, dar ha, uite, bă, școala, Darusele. Am ajuns și la școală, Darusele. Nu știu cum am ajuns noi aici. Ce mă, ce da. Bă, ești fericit, mă, stai, mă, păi parcă ai zis că nu-ți place școala, cum adică? Nu, bă, Rafale, nu sunt fericit, suntem să fiu fericit, dar nu vreau. Da, nu ești, hai, nici eu nu vreau, Darusele, dar hai să mergem aici să vedem, Darusele, că nici nu știu, e prima zi de școală, Darusele, trebuie să mergem aici. Bună ziua, suntem noi copii de aici, dar am venit la școală. Bună ziua! Bună dimineața, copii, bine ați venit la școala noastră, sper să vă placă și mult succes în noul an școlar. Vă mulțumim. Ce? Nu, și cum adică să ne placă, nu-mi place, e foarte urât deja. Bă, gata, Darusele. Gata, Darusele, nu faci așa. Bă, Darusele, fii atent, vino. Tu dacă faci așa, o să fie foarte rău, Darusele, după te arde la not, o să ai note mici, o să ai toate astea, o să supere toată lumea pe tine. Nu, hai să mergem. Da, stai puțin. Foarte mult te place. Da, ne place, Darusele, da. Ok, dar noi suntem noi copii de aici și nu știm unde mergem, unde avem clasa. Puteți să ne spuneți și noi că noi nu știm nimic de pe aici. Vedem că aici au bucătărie, dar în rest. Aveți burgeri în cantină? Bă, uite, mă, Darusele, aici, uite, căuți aici, are burgeri, are de toate, Darusele, aici, caută de toate, du-te aici. Bă, Federico, bă, Darusele, nu e același bucătar ca la diner, vino, bă, repede aici, Darusele, vino repede, bă, nu mai stai, bă, Darusele, hai că întârziem la oră, trebuie să vedem unde avem clasa, unde avem toate astea. Clasa se află la etaj imediat pe dreapta, prima clasă, ok, vă mulțumim, la revedere, okay. Bă, Darusele, ce faci, mă, cu sabia aia, bă, Darusele, ce cauți cu sabia la școală? Nimic. Bă, Darusele, n-am niciun chef de școală, sincer, nu știu cum am ajuns, dar ia, asta, bă, Darusele, nu, bă, vino aici, Darusele, a zis că prima, fii atent, asta e, bă, Darusele, stai puțin, dar nu intra, nu uite, bă, închide ușa, bă, Darusele, sigur vrei să mergem la școală? Nu vreau. Bă, nici eu n-aș vrea, dar n-avem ce face, Darusele, hai să intrăm aici, să pășim înăuntru, să vedem cine așteaptă, unu și hai să vedem. Bună ziua, suntem noi copii, Darusele, fii atent, bă, unde ți-a le, hai că eu stau aici, în prima bancă, Darusele, nu știu unde vrei tu să stai. Da, stai în spatele meu, Darusele. Bună ziua. Bă, nu mai da voi mine. Ce faci, bă, Darusele? Băi, ești nesimțit? Bună dimineața, copii. Bine ați venit la școala noastră. Sper să vă simțiți cât mai minunat alături de noi. Îmi puteți spune mai multe lucruri despre voi, cum vă numiți, de unde sunteți, câți ani aveți, etc. Ok, chiar da. Vă mulțumim că ne-ați primit aici la școală. Chiar vă mulțumim. Este prima noastră zi aici. Și da, trebuie să ne facem prezentarea. Păi, haideți că vă spun eu acum ce să facem. Deci, da, Marica, nu, eu. Deci, da, pe mine o cheamă, dar suntem 12. Am să 1 2 am 10 ani. Și eu sunt din China și mie îmi plac burgerii și acesta este câinele meu, Rafael. Bă, du-te, mă, de aici, băi, ne simți, bă, stă, bă, Darusele, stai acolo, Darusele, bă, Darusele, da, e mai mic, el nu știe, e prima oară când vine la școală, adică e la școală nouă, nu știe, e mai mic, e mai supăcit el așa, da, vedeți că are probleme, aveți grijă că, da, așa, am înțeles. Acum, da, hai să vă fac eu și prezentarea, ați auzit, pe el îl cheamă Darusele 2012, a spus că îl cheamă, a zis că e din China, nu e din China, e de aici, din oraș, e aproape, mai încolo, în partea asta cu mine în casă și, bă, Darusele, stai, mă, jos, bă, nu mai dansa, a zis, doamna, să nu mai dansezi, stai jos, așa. Okay, scuze. Bun, și acum numele meu
meu este Rafael, Rafael G, și el este prietenul meu, cum bine v-am zis, stau cu el în casă, v-am zis, deja stăm aici aproape de oraș, suntem în satul acela din partea aia și da, cam atât, nu știu, n-avem mai multe de spus de fiecare. A, și da, am uitat să vă zic, eu am 17, el are, cât ai mă, tu cât ai zis mă, că ai 12 sau 10, 10 ani, ai zis, cât ai zis mă, că ai? 10, da, 10, e, 11, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, da, nu mai, da, are 10 ani, are 10 ani, ok, și eu am 17, v-am spus. Mă bucur să vă cunosc, eu o să fiu noua voastră profesoară, cu mine o să faceți orele aici, în această clasă, iar de început de an școlar, aș vrea să vă dau un mic test inițial, să văd câte cunoștințe aveți și unde trebuie să mai lucrăm ca să vă perfecționați cu... Bă, dar, cum adică test, așa, din prima oră, cum adică... Bă, dar, ce faci, mă, cu sabia aia, bă, dar, Darusule, bă, ne bagă la pușcărie, dar, Darusule, stai cu minte. Haideți că dăm test, da, dăm test, Darusule, pune-te în bancă, Darusule. Bă, Darusule, cum să dăm test? Bă, Darusule, tu știi ceva? Da, deci eu știu că eu am 10 ani și noi stăm acolo și Bulinca stă acolo, ok? Acesta este testul, este foarte ușor, nu este greu, aveți la dispoziție 10 minute să-l terminați, ok? Ia, care e testul, mă, Darusule? Test inițial, nume dat, 1 plus 1 egal... Mă, capitala României, cosen... Bă, Darusule, ți se par grele ție astea? Da! Mă, măi, se par grele, nu, Darusule, mă, mie mi se par foarte ușoare. 1 plus 1 egal, bă, 1 plus 1 egal 2, adică ce e așa de greu, nu știu ce e greu asta. Capitala României, Grand City, România, București. Nu, no, nu, hai să mă apuc, aici am numele, am toate astea, ia stai să scriu numele, mamă, deci o să iau nota 10, mamă, sunt curios, ce notă să aibă, Darusule, că e foarte slabă aici. Bă, Darusule, ce faci, mă, de ce plângi, mă, acolo în spate? Bă, Darusule, rezolvă testul ăla, bă, Darusule, ce plângi, mă, acolo, bă, de ce plângi? Bă, nu știu întrebările, stai, bă, afară, antenă, îmi zici și mie răspunsul la 1. La 1, stai puțin, care e 1? Stai, mă uit. 1 plus 1 egal, bă, Darusule, e 2, e 2, e 2, e 2, e 2. Bă, cum hai, să, bă, nici 1 plus 1 nu știi, doamne, Darusule, hai că mă și enervez. Bă, lasă-mă și pe mine să rezolv aici, Darusule, că n-avem timp, Darusule, trebuie să facem în 10 minute, ai auzit, trebuie să facem. Mă, ce vrei, mă, lasă-mă să-mi scriu și eu numele și data, bă, Darusule, ce mai vrei? E, bă, la 2 care răspunsul, zici și mie. Bă, Darusule, lasă-mă și pe mine să fac aici, stai puțin să mă uit acum, deci la 2, la 2, mamă, capitala României, Grand City, România sau București, bă, Darusule, deci fii atent că e, bă, Darusule, la 2 e România, e București, e București, capitala României, Darusule, e București. Gata, mersi. Gata, bă, Darusule, acum ți-am spus astea două, lasă-mă și pe mine să rezolv, Darusule, lasă-mă și pe mine să rezolv toate astea, ce? Da, ce? Hei, ce faceți voi aici acum? Vă șoptești colegului? Nu șopteam, m-a întrebat câte ceasul, că nu știe câte ceasul, nu știe să citească ceasul, e un ceas acolo și nu știe să-l citească, m-a întrebat câte ceasul, nu șoptesc. Nu e adevărat, el vrea să-i șoptesc, el vrea răspunsul. Băi, ești de simțit, Darusule, cum adică vrea eu? Bă, Darusule, vrei să-i spun ceea ce făcea, Darusule, chiar vrei să-i spun că eu am zis să te scap pe tine și tu ce faci de mine? Ce faci? Bă, gata. Da. Nu e vina nimănui, nu, face și el glume, atâta faceam și eu, dar nu. Lasă-mă în pace, Darusule. Sunt cu ochii pe voi, haideți că e ușor, e un test inițial, doar nu trebuie să vă îngrijorați, ok, da, bă, Darusule, bă, lasă-mă să rezolvă ăsta, Darusule. Ok, da, hai să-mi scriu și eu numele, mi-am scris aici frumos, data și 11. Și acum să facem rezolvarea. La prima întrebare era 1 plus 1, parcă care înseamnă 2, scriem aici 2. La a doua întrebare era capitala României, care era România, România, doamne, nu, era, ce era capitala României, mamă, stai că nu mai știu. Bă, Darusule, lasă-mă să vorbesc aici, așa, 2, 3, așa, București. Hai să zic, care e întrebarea a treia, cum se numește marea noastră, mamă, marea roșie, marea albastră, marea neagră, ok, marea neagră se numește, așa, ține o minte, așa mi-a spus mie tati, ok. Acum hai să trece și la întrebarea a patru, bă, Darusule, taci-mă acolo, bă, Darusule, că e profesor aici lângă noi, bă, nu mai țipa, bă, nu mai râde, ce, te-ai apucat și să și râzi, rezolvă și tu testul acolo și taci. Bă, vezi-mă de lucrarea ta, bă, vezi de lucrarea ta, dacă nu te zic eu doar la profesoare, că nu. Bă, lasă-mă în pace, cum, ce să, bă, ți-am zis să mă lași tu pe mine, hai, lasă-mă în pace, bă, deja mă și enervează, bă, Darusule, ia să văd ce e întrebarea 4. Dacă Darusule are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte mere a rămas, Darusule? Mă, ce mă, dar, bă, Darusule, tu ai citit cumva întrebarea 4? Uite-te la întrebarea 4 ce scrie acolo, Darusule, uite ce scrie, ce nume scrie. Bă, răspuns e ușor. Da, e ușor, Darusule, bă, dar tu n-ai văzut ce nume scrie acolo, că scrie de tine, Darusule, tu de-ai apucat să faci și compuneri, dar, Darusule, ești în probleme de matematică, tu, bă, du-te, bă, de aici, bă, Darusule, ce vedetă ești tu, Darusule. Deci dacă Darusule are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte a rămas, Darusule? Păi dacă Erica a mâncat alte 2 mere, înseamnă că a rămas tot cu 2 mere. Hai, mă, bă, ce, mă, testul ăsta e foarte ușor, deci a rămas cu 2, e perfect, eu am terminat lucrarea. Deci da, eu am terminat lucrarea, chiar pot să vă dau acum, da. Vedeți că am făcut aici, ce faci, mă, Darusule, ai terminat-o? Da, bă, Rafa, fii antenă, Rafa. Ce? Fii antenă, vreau să-mi dai tu răspunsurile, te duci tu la baie, după mergi la
baie. Cum adică, bă, Darusele, bă, profesorul încă nu e, bă, ceva, mă, dar, da, Darusele, uite acum, stai puțin că mi-a cerut un pix, Darusele, ia un pix acum. Bă, Darusele, bă, pune-te, bă, în bancă, pune-te în bancă, gata, ia pixul, că ți-l dau eu ție în bancă. Bă, Darusele, stai în bancă, bă, stai în bancă, bă, Darusele. Gata, acum mai dau pixul, că a cerut, nu mai are mină. Bă, Darusele, bă, fii antenă, bă, ce faci, mă, tu spui acum, ce zici să fac? Bă, da, stai, ok, hai că te duc, Darusele, mă duc eu, o să cer eu nevoie la baie, dar lasă-mă acum, lasă-mă, bace. Ok, hai să mai fac eu testul, eu aproape l-am terminat, stai că îl mai verific eu acum, ia stai să mă uit, deci am rezolvat, ok, așa, 1, 2, 3, 4, le-am rezolvat pe toate. Auziți, am și eu puțină nevoie la baie, pot să mă duc și la baie, unde este baie? Pe aici, pe la etaj, pe unde este? Da, este la etaj drept în față când ești, dar să te miști repede, ok, vă mulțumesc, mă duc acum la... Bă, dar ce vrea mă ăsta, bă, eu nu înțeleg ce vrea, dar să le... Gata, mă duc acum la baie. Ok, deci dar să le-a zis să mă duc la baie, să-i las testul, unde ia? Aici e baie, da, baie, băieți, baie, ok, aici e baie de băieți, mamă, și unde mă duc, mă, stai că intru eu aici, să-i las și eu testul, dar să-i mă, pe unde îi las, mă, testul, stai că îi las aici, mamă, dar sper să facă și ăsta ceva bine, sper să-l găsească, stai să nu mi-l fure el pe al meu acum. Băi, testul foarte ușor, nu știu de ce nu știi, dar să-l absolut nimic, e chiar e prostănat, dar să-l sincer, am ce mai simțit, dar mă duc acum înapoi. Gata, bă, ce fai, bă, ce fai, bă, ce fai, bă, unde duci, mă, dar să-l, unde duci? La baie, ia chiar la baie, okay, mamă, de... da, am venit, să rămână, okay, stai să mă uit acum în test, mamă, dar stai, bă, eu nu mai am testul ăla, mamă, sper să nu-și dă seama că stă cu ochii pe mine. Da, mă uit acum în test, hai că mă uit în ăsta, iar ce mai e pe aici, toate numerele astea, tot e bine, ok, eu zic că am făcut totul foarte bine, adică nu cred că am greșit absolut nimic, e foarte ușor testul, da, da, eu mai am puțin, îl verific aici să văd dacă am greșit ceva și vi-l dau imediat după. Gata, doamna, am venit de la baie. Ce faci, mă, Darusele, bă, ai venit, bă, ai repede, ai venit, bă, Darusele, dă-mi, stai, Darusele, mai ai nevoie de pixul ăla, ai terminat, mai ai descris, așa, da, bă, așa, mersi, bă, Darusele, așa, mamă, deci mi-a dat ăsta, e perfect acum, hai să, da, eu pot să vă spun că am terminat, chiar am terminat totul, vi-l dau chiar acum, îl las aici pe bancă, unde vi-l dau, chiar aici în mână sau îl pun, hai că-l pun la catedră, cred că mai bine să nu vă cărați voi cu el, dumneavoastră, hai că vi-l pun aici pe masă, hai, ok, Darusele, lasă, ai terminat și tu, Darusele, gata, ai lasă-l acolo, hai să, mamă, Darusele, deci a fost foarte ușor testul ăsta, bă, Darusele, sper că ai făcut totul bine acolo, da, dar, bă, Darusele, bă, tu nu știi să, bă, ai făcut bine, ai copiat tot, așa. Mamă, chiar sunt curios ce note iau la test, trebuie să iau nota 10, pentru că totuși am făcut totul cum trebuie, am făcut totul frumos, adică n-am nicio îndoială să nu iau nota 10 și, mă, ce faci, mă, Darusele, ce arunci, mă, cu hârtie în mine, ești nesimțit? Mă, ce am, mă, eu n-am făcut nimic, doar mă team în joc de un fraier. A, mă, du-te de aici că ești nesimțit, bă, Darusele, vezi că te-ai spune, bă, Darusele, vezi că te-ai spune, după ce tu mă faci acum fraier și eu te-am ajutat, până acum te-am ajutat și tu mă faci fraier, așa faci, da? Ia, pune-te în bancă, nu mă... Eu zic să tași, că dacă nu... V-am corectat testele și vă spun chiar acum rezultate, dar Darusele, 2012, nota 10, bravo, bă, Darusele, la 10, băi, nebun. Bă, bravo, mă, Darusele, că ai luat bine după mine, Darusele, ai luat bine. Da, și... Ce? Tași, mă, tași, așa, da, dar Rafael ce nota a luat? Ia, Rafael, nota 6, mă, cum? Cum adică nota 6 că am făcut tot cu oricum, bă, vreau să văd testele, nu, bă, Darusele, vină puțin aici, bă, Darusele, ce ai făcut la test, ce le-ai făcut? Nimic, bă, dacă, păi, stai puțin, nu, când vreau să copiez, bă, era greu să copiască, tu ai scris de mână foarte urât și n-a poate de asta. Bă, Darusele, ți-am dat răspunsurile corecte, Darusele, și cum să iau eu nota 6 și tu nota 10, bă, ce ai făcut, mă, lasă-mă în pace cu scrisul tău urât, ce bază motive că am scris urât, atunci de ce mai mie mai așa, vreau să văd și eu testele, chiar sunt curios, cum adică am luat eu nota 6 și el nota 10, că eu nu înțeleg, cum adică nu, bă, stai în bancă că te spun să te duc la director, Darusele, te duc la director, ia mă să mă uit tu ce ai făcut tu aici, Darusele, că chiar sunt curios acum, bă, ești nesim, na, cum ai făcut, ia stai mă să mă uit, uite, ia, rezolvare, deci am scris 2 la prima, a doua București, a treia Marea Neagră, a patra 2 am scris, ok, și ia să văd ce ai scris tu aici, ia, ai scris 1+1, 2 București, când, cum ți-ai zis eu, după ai scris Marea Albastră, Capai Albastră, 4 mere că l-am bătut pe Eric. Mă, Darusele, tu, bă, stai, mă, cum adică e așa ceva, bă, eu nu înțeleg așa ceva, bă, mie nu vine să cred, stai puțin. Nume Rafael, bă, Darusele, de ce scrie numele meu la lucrarea ta, Darusele, ce ai făcut? Bă, Darusele, vin, stai puțin, greci până afară, bă, Darusele, vină puțin aici, tu ai schimbat cumva lucrările între ele, tu ai schimbat numele la lucrări? Nu, de ce? Bă, Darusele, tu mai era mișto? Nu, eu, bă, ce ai, Rafael, faci fraierii, bine, de ce faci, Darusele, stai puțin, hai să mergem înapoi la doamna, hai să vedem ce spune doamna, stai puțin, da, să rămână, stai puțin, am să vă spun ceva, chiar am să vă spun ceva, Darusele, bă, stai mă, deci fiți atentă, băiatul acesta mi-a furat lucrarea și a schimbat numele după ea și aia era lucrarea mea, cum adică, cum să mi-e, mă, ești nesimțit că așa era? Bă, Rafael, hai până afară, hai până aici. Ce vrei, mă, ce mai vrem afară, bă,
Darsley, după... Bă, ce fac, m-am închis ușa în nas, bă, Darsley. Bă, du, fii atent, după ce că mi-ai schimbat numele după aia, ce mai vrei acum? Ce tu pe mai? Ce mai vrei? Ce, că mă deja mai enervat, ești nesimțit, ce mai vrei? Ia, mănânci, bă, bă, ce vrem? Bă, bă, spui că ce-a făcut, dar ceva ce nu a făcut? Cum adică n-ai, cum adică n-ai făcut, mă, că era lucrarea mea clară, știu ce răspunsuri am dat, ești nesimțit? A, bă, Rafaele, ce mai vrei acum? Ce mai? Că mai mașină, bă, bă, ce la bala, sumă, sumă, sumă. Bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.